A fost odată o fetiță care locuia împreună cu mama ei într-o căsuță mică și dichisită. Fetiței se spunea scufița roșie, pentru că de fiecare dată când ieșea din casă își punea pe căpșor o scufiță roșie ca focul. Într-o dimineață, mama puse într-un coșuleț un cozonac și o sticlă cu vin, și o trimise pe scufița roșie la bunicuța ei care era bolnavă te rog nu uita, nu zăbovi pe drum la vorbă cu necunoscuții și mai ales nu te abate de la cărare, o povățui mama la plecare. Fetița însă uită repede sfaturile mamei, se gândi să-i ducă bunicii și niște flori, așa că se abătu din drum ca să culeagă vreo câteva. Deodată, dintr-un tufiș sări drept în fața ei un lup viclean. Mmm, unde mergi, fetițo?" întrebă el mieros. Mă, mă duc la bunicuța mea la casa aflată în păduricea de brazi, îi răspunse scufița roșie speriată. Îi duc cozonac și o sticlă cu vin să mai prindă puteri, că e cam bolnavă sărăcuța. Fără să mai piardă timpul, lupul o apucă pe o scurtătură și nu după multă vreme se înființă la casa bunicii bătu la ușă și după ce își prefăcu glasul cât să semene cu cel al nepoatei, spuse Bunico, sunt scufița roșie nepoțica ta și ți-am adus un cozonac și o sticlă cu vin. Trage zăvorul și intră, draga mea, îi răspunse bunica. Când îl văzu pe lup în casă, bunica se sperie, dar numai decât lupul o înghiți cu totul. Apoi, după ce a înghițit-o pe bunicuță, își puse pe cap scufia de noapte a bunicii, pe nas ochelarii ei și se urcă în pat. Se acoperi cu plapuma și se puse pe așteptat. Nu trecu mult și la ușa casei bătu scufița roșie. Trage zăvorul și intră, draga mea," spuse lupul, prefăcându-și glasul în așa fel încât să semene cu cel al bunicii. Scufița roșie se uită tare mirată la bunică și întrebă, Vai bunico, dar de ce ai ochii și urechile atât de mari? Ca să te văd și să te aud mai bine, nepoțică dragă, îi răspunse lupul. Dar bunico, de ce ai gura atât de mare? întrebă fetița. Ca să te pot înghiți mai bine, răgni lupul sărind din pat. Scufița roșie țipă înfricoșată, luând-o la fugă ca să scape de lupul cel hapsân. Un tăietor de lemne aflat în preajmă auzi țipetele fetiței și veni într-un suflet. Îl spinte că pe lup cu toporul și o salvă pe bunicuță din purta acestuia. Bunicuța și nepoata îi mulțumiră din suflet tăietorului de lemne că le scăpase de lupul cel flămând, iar scufița roșie, plină de regrete, făcu o promisiune. Îmi pare așa de rău că n-am ascultat sfaturile mamei, dar altădată dată nu o să mă mai abat de la drum și nici nu o să mai intru în vorbă cu necunoscuții.